În primul rând pentru că cred în forța asocierii. Noi am învățat lucrul ăsta. Noi, mă refer la organizația noastră R&M din România, având contacte atât de strânse cu Elveția, ne-am dat seama că și știm asta, că singur nimeni nu realizează nimic. Este foarte important să fii asociat, să-ți unești forțele cu cei care au valori comune cu tine, să îți unești forțele cu cei care au misiune, viziune comună cu ale tale. Numai așa putem mișca lucrurile din loc. Din păcate, însă, ideea de asociere este destul de unică în țara noastră. Știți și noastră că există și vorba aceea că fiecare și le știe pe ale lui. Ei bine, vă provoc să veniți la întâlnirile asociației și să vedeți cât este de important ca fiecare să le știe și pe ale celuilalt. Pentru că niciuna din companiile noastre, fie noi producători de conectică de fibră optică, fie dumneavoastră operatori, instalatori, proiectanți, niciun dintre dumneavoastră, de fapt, nu puteți exista singuri pe piață, oricât de minunată și dezvoltată ar fi piața. Vă propun așadar, chiar dacă, mai ales celor care nu sunt încă membri, să veniți la aceste întruniri și să vedeți ce surprize veți putea avea. Eu am fost extrem de impresionată de problemele de care spunea Sorin cu lipsa, nici nu știu cum să le spun, normele de deviză, adică el poate, practic nu poate să-și normeze munca corect, să o verse corect în contabilitate, adică sunt niște, nici n-am putut să bănuiesc de la biroul meu cu ce se confruntă o companie care instalează ceea ce noi producem, de fapt. Este foarte importantă formarea profesională, de la nomenclatorul acela de termeni de care spunea Sorin, care lipsește total în România, ne exprimăm în paralel cumva, așa vorbim limbi paralele, până la ultimul jonctor sau primul jonctor, până la proiectanții de rețele de fibră optică. Eu cred că nu putem să susținem că existăm într-o piață matură și sănătoasă dacă nu ne cunoaștem între noi și nu realizăm că avem valori comune, obiective comune și mai ales dacă nu le sprijinim dezvoltarea și împlinirea. Și un alt punct, sigur că am atins acesta de resurse umane, dar este foarte importantă noțiunea de reglementare sub toate aspectele ei. Am putea numai despre reglementare să vorbim o zi întreagă, dar pe noi ne interesează foarte mult criteriile de performanță, reglementarea și a criteriilor de performanță. Acestea trebuie să fie criteriile de performanță și mă refer aici la rețele de fibră optică, tot ce înseamnă transmisiuni, dezvoltare, implementare, proiectare. Aici trebuie atinse două valori, acestea trebuie să fie realiste și cinstite. Să promovăm ceea ce înseamnă calitate, performanță, stabilitate, dezvoltare. Dacă sesizați, acestea sunt și cuvintele cheie ale acestei conferințe. Închei prin a vă invita, toți cei care sunteți în sală, aveți potențialul de a deveni membri la AFOR. Veniți la ședințele, la întâlnirile noastre, o să vă includem pe o listă de invitații și puțin voluntariat, pentru că ăsta este titlul sub care se muncește la AFOR.